Salut a toată lumea și bine m-a regăsit la un episod de GTA, ca de obicei. GTA, mă, doamne, așa, să zic așa. Deci, da, bă, bă, ce facem asta aici? Păi, te-ați făcut ce-o făcut pe prostul ăsta, bă, parana, uite, mi-o bloca mașina. Ia, parchează mașina mai încolo, stai că acum blochez casa. Da, bă, mi-am găsit la un episod de Stump. RPG 2 s-a băgat un nou job, foarte, foarte șmecher, tăietor de lemne. Da, hai să... Vedem, nu o să mă duc la jobul acela, o să mă ocup un pic de aici de... Să mă mai explic ce s-a mai întâmplat pe server, că n-am mai filmat de mult. Bine, n-am mai filmat de mult pentru că episodul de ieri a fost programat. De acum jumătate de lună aproape, de vreo 15 zile, da? Așa... N-am mai filmat de ceva timp. Deci, da, bă, fraților, hai să vedem. Mergem acasă, dăm și noi mix și el. Și mergem acum să... Mă mai prezint și eu pe aici. Ne-am mutat în LV, din câte vedeți. LS-ul deja... Mi se pare un oraș plictisitor, unde nu se întâmplă nimic interesant și... Da, am zis să mă mut totuși în LV. Unde sunt mai mulți playeri, mai... Da, și plus că e mai aproape de jobul de gunoier. Eu acum sunt angajat, adică sunt șomer, bine, am fost angajat la... gunoier după la tăietor de lemne. Mi s-a părut o tâmpenie tăietorul de lemne. După aia m-am hotărât să nu mă mai angajez. Am încercat și eu aseară să dau un mic rob care am dat mare fail deoarece am avut player numai de level 7 și de level 8. Doar un prieten de-a meu, un a fost de level 8, XX, nici nu știu dacă e acum online, nu e acum online, care are level 30, dar el a fost singurul care ne-a ajutat. Stați numai un pic. Așa. Scuzați-mă pentru asta. Deci da, caut și apropo, caut și persoane care să jucăm Who's Your Daddy pentru că mi-am luat jocul și-o pe Steam așa pe baroseneală cum ne place nouă și da, mi-am luat jocul pe Steam, chestiuță și da, caut partener care să filmez Who's Your Daddy, știți și voi jocul doar bă, și să fie și Caterinca și chestii. Deci, hai să vedem. Ce vreau eu să fac acum este să mergem un pic la aeroportul din SF. Sau stai unde e aeroportul din SF? E departe. Vreau să mă duc la aeroport. Dar nu mai contează, bă. Ceea ce vreau să fac acum este să facem jobs. Să vedem aici noul job, uite, tăietor de lemne. Nu vreau să mă duc, vreau să mă duc și eu la un job ilegal. Distribuitor de arme, o de mașini. Distribuitor de droguri. Ce să merem la ce să merem? Asta e... Deci unul la Sventura, hoț de mașini. Hai să merem la hoțul de mașini. Ok. Merem noi la jobul nostru, mirobolan de hoț de mașini, care... Nu știu cum e, n-am... Bine, am jucat mai de mult, mi se pare că trebuie... Să nu mai știu exact cum e. Nu cred că ăla era unul care trebuia să duce o mașină cu cu damage-ul. Și da, ai fost prins pe radar... Oh, fuck. Shit. Vine după mine? Nu vine după mine. Așa, vedem când ne dă amendă. Salut. Am văzut. Dă în coace. Bă, ce prost! Oh my god, kamikaze, 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 nu! Kamikaze, o pulii mele! O venit kamikaze. Slash accept ticket 486. Hai pe acum. Panorama. Sal. Așa, panorama, du-te de aici. Am văzut și eu că am fost prost și am mers, dar nu mai, acum du-te de aici, nu mai veni după mine, dă-te drecu. Nu mai veni după mine. Așa, bă, am fost și eu prins de radar, bă, gamea și pe, da? Nu-i mă, 400, eu știam că o să-mi dea foarte, îi da amendă foarte puțin. Opa, aici, salut, 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 salut. Așa, e o amendă foarte, deci nu-ți dă multă amendă, zici că îți dă 300 de mii, nu, frate, îți dă cât, pat, maxim, cred că poate să-ți dea 1000, 2000, nu știu, abar n-am, depinde, mi se pare că depinde cu cât întreci limita de viteză, dar, da. Nu prea cred că poate să-ți dea gen 10.000, 15.000 și ar fi enorm, Doamne ferește, nimeni n-ar mai merge cu viteză, dar mi se pare o tâmpenie, că oricum oricine merge cu viteză pe serverul ăsta, nobody gives a fuck, dar
De fapt, pe SAM toată lumea merge cu viteză, dar trebuia să facă și polițiștii bani din ceva, nu? Deci, de-aia au pus chestia asta cu limita de viteză, nu-i bai 400 de dolari, stai. Nu mă deranjează 400 de dolari. Mi se pare chiar puțin și chiar potrivit, deci... Da, hai să mergem la distribuitorul ăsta de droguri. A, nu, e carjacker, get job, nu mai suntem șomeri, slash work. Work. Du-te și fură o mașină de civil. De civili. Hai mă să furăm o mașină de civili, mă. Hai mă să găsim o mașină de-aia așa. Uite, văd acolo o mașină pe mapă. Hai să merem să o luăm. Stai, de fapt stai. Ia, pot să mă duc cu mașina asta? Nu pot să mă duc. Hai să merem să furăm o mașină de civili. După aia oricum o să mă duc și o să... Na. Deci o mașină de civili ar putea să fie după colț aici la stradă. După colț. Aici ar putea să fie o mașină de civili. Yep, uite aici o mașină de civili. Hai să oprim mașina noastră. Merem să o furăm. Hai, putem să o furăm atâta. Putem să o furăm. Du-te și livrează în Lv. Ia să vedem unde trebuie să livrăm mașinuța. Nu ne arată, zice că în Lv, dar nu ne arată în Lv. Ai, în Lv, mă, e fix aici, undeva, pe aceea. Uite, aceea. Băi, ceva departe, dar, da, se merită. Opa, pick-up, telefon Rico, sună, ia, mă, pick-up, da. Hai să vedem ce vrea. A, ah, închis, ok. Ciudat. I don't know ce s-a întâmplat. Nu, nici nu ne pasă, nu? Nu ne interesează pe noi ce s-a întâmplat. Și, na, mă rog, o suna cam ciudat, adică mă sună, îi zic da și după aia închide, știi? Foarte ciudat, dar nu contează. Vrei 3 caca? Ai, frate, ăștia sunt retardați. Slash SMS 649 9004. Veziți de treabă. Așa. Bă, nu am observat că în ultima vreme, în ultimul timp și chestii. Nu mă ești prost. Așa, da, mulți sper PG2 care pur și simplu mă contactează cu slash SMS și îmi zic, bă, vrei bani, vrei nu știu ce, vrei caca, nu știu ce căcaturi de alea. Nu vreau, bă, nu mai, deci pur și simplu îmi cereți Skype-ul privat și nu o să vă dau niciodată Skype-ul privat. Deci, da, nu mai faceți chestii de genul, că mă enervează, adică, na, uite aici. Hai, bagă. Ok, un ca bonus comprem. Bine, boss. Mă gândesc că pot să iau și o mașină de aici să mă duc cu ea înapoi. Presupun. Nu pot să iau. Nu pot să iau. Deci sunt abandonat în mijlocul străzii. Motorul ăsta, te rog să pot să-l iau, te rog să pot să-l iau, nu pot să-l iau. Un cam câștigat foarte puțin pentru ce trebuie să fac în acest job, dar n-ai găsit, noi am o mașină abandonată, uite, vă pun unul care se plimbă, pe ce să vedem. Da, mi se pare tâmpenie jobul ăsta, că pur și simplu pleci, rămâi pe stradă, după aia și câștigi un cam foarte puțin, bă, foarte puțin. Și plus, frate, câștigi un cap, glumi pe enorm de puțin un cap, adică, na. Deci, de când am început filmarea, hai să zic că 5 minute au durat un cap, dar trebuie gen să rămâi în stradă, după aia găsești o mașină sau stai, servis, taxi. Hai, boss. De fapt, stai unde stiu acum. Opa, stai că am pornit calculatorul, deci eu trebuie să mă duc. Așa, nu contează, hai boss, ți-a spus acum, te rog să rămâi pe loc, hai boss, vino cât mai repede posibil. Să vezi, dacă dorești să vorbești cu alți jucători, poți accesa serverul de TeamSpeak 3. Nu ne interesează chestii de genul, noi așteptăm deocamdată 16 minute. Hai că nu jucăm de mult, mă, Sam, dar să vedem câte ore am. 67 de ore pe acest cont. Vreau să fac și o level 30 pe contul ăsta și după intru pe contul principal să filmez și contul ăsta o să-l vând pe, nu știu, 10-15 euro. Abar n-am, să vedem, da. Mai vine taxiul ăla. Deci cât e skill 5 la cariera? Aproximativ 577. 577.
Salut! Stai, deci unde trebuie să mă duc? Du-mă la capătul străzii. Zi așa. Stai, mere bine tipul ăsta. Ia. Deci mere pe aici, după aia la stânga. Perfect, hai du-mă. Ai boss, du-mă, du-mă. Hai să zicem stop. Du-te, 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 du-te. Stop. E plătit 100, nu contează. I-au dus acasă. Ne-au adus pe noi acasă, la noi, la așa, așa, slash V, așa, despawnează, slash V, spawnează loc parcare. Uite, aici trebuie să ne spawneze nouă. Ia, uite-l, mă. Așa, bă, fraților, păi, încheiem noi episodul de Sampa aici. Bam, testat și noi un job nou, care nu l-am mai testat de mult. Bă, mi se pare o tâmpenie, sincer, că plătește un cando încât în 5 minute, dar după aia trebuie să stai pe stradă, dai service taxi, mai plătești 100 de dolari din ce ai câștigat. Deci îți vine practic vreo, hai să zic, 1000, dar trebuie să ai timp în puii mei. Bine, nu chiar ca la gunoier, adică să fii așa plictisitor, dar totuși, mi se pare o tâmpenie. Bă, rog, bă, sper că v-a plăcut acest episod, bă, fraților, nu ezitați, mai lăsați comentarii, să ziceți ce să mai facem, ce serie să mai facem, sau ce să mai facem pe Bizon. Bă, fraților, sper că v-a plăcut, ne vedem data viitoare. Bye, bye!